secundele care urmează. S-a întâmplat camera să fie încipientă. Tinuța, draga mea fică, te pupă mama și sunt alături de tine. Nu-ți mai zic să fii puternică, că mi-ai demonstrat. Ești foarte puternică. Sunt mândră de tine, nu de acum, din totdeauna. Am avut numai împliniri și satisfacții din partea ta. Și sunt sigură că vei fi o învingătoare. Când îți este greu, aduce aminte că sus în cer este un Dumnezeu care te iubește și jos pe pământ sunt eu, mama, care se gândește la tine și te iubește mult. Să treci cu bine peste săptămâna aceasta, te așteptăm acasă cu mult drag și te pupăm. Of, când vorbește mama... Cum le știe ea pe toate? Mama ta, de fapt, a vrut să spună tot ceea ce aș vrea să spună în acele gare în care tu plângeai și în care erai singură? Am avut numai împliniri și satisfacții din partea ta și sunt sigură că vei fi o învingătoare. Când îți este greu, adu-ți aminte că sus în cer e un Dumnezeu care te iubește și jos pe pământ sunt eu, mamă. Din viața mea și orice lucru l-aș face, primul gând m-ar duce la ea. Orice aș face, orice. E, nu știu, e totul pentru mine, e totul. Ați trecut prin foarte multe momente grele voi și nu doar voi și cu siguranță familia ar fi vrut atunci să intervină. Pentru că poate nu s-a putut în ultima perioadă, ei acum au simțit să pună într-un mesaj toate cuvintele de bine pe care ar putea să vi le transmită și să vă încurajeze, așa cum ar face orice părinte în orice moment al vieții, oricât de mult, poate, la un moment dat, le-ați greșit. Hai să vedem dacă a plâns Raymond pentru ce a auzit din partea mamei Constantinei, oare ce-o face când o auzi, ce are să-i spună mămica lui. Ești pregătit? Hai, Raymond, copilul meu bun și frumos, ca să o citez, ce-ți spune? Raymond, iubitul meu, rămâi copilul meu bun și frumos, chiar dacă uneori ceea ce spui pe gură nu este tocmai ortodox. Eu știu că ești cel mai bun suflet din lume. Ne dorim din suflet să revii acasă, vă ia să-mi vezi și prin viața de care le-am spus acum un an. Știu că nu a fost cel mai ușor an din viața ta, dar cu siguranță a fost anul în care ai primit o lecție de viață. Doar câteva zile ne mai despartă de reîntregirea familiei. Vom fi împreună veseli și uniți, cum numai noi știm să o facem. Și pentru noi a fost greu, dar acum pe ultima să vemeți speranța și încrederea în tine ne demonstrează încă o dată că nimic nu este greu în viață. Când copiii sunt alături, restul este can-can, vorba ta. Noi a rămas aceeași, o familie mare, unită și fericită. Te așteptăm cu drag, ne lipsiți cum nici nu-ți imaginezi. Te pup, Raymond, te iubești, te aștept acasă. O să vin. Ai simțit și tu, Raymond, că și-ar fi dorit ai tăi să-ți fie aproape atunci? Vă dați seama că e greu un an de zile așa plecat. Și mai ales cu tot ce s-a întâmplat în ultima vreme? Da. Oricum, mai un pic și ne vedem. Sănătate. Da. Într-adevăr, emoționat tot ce se întâmplă acum, mai ales că parcă vedeți cu alți ochi familia când un an de zile stați fără ei, parcă altfel apreciați momentele din familie, altfel apreciați un cuvânt din partea mamei, parcă vă vine mai greu să-i mai răspundeți o anumită, știu eu, lejeritate sau de multe ori poate obrăznicie sau lipsă de respect. Acum poate ne dăm cu toții seama ce înseamnă părinții. Da. Sau familia, în general, ca să ne face să fim mai buni. Ne ajută să uităm de toate răutățile.
Oricum, mă bucur că nu sunt supărat atât, dar mă bucur foarte mult. Laura,